Interesant sentimentul acesta când nu oamenii așteaptă scaunele, ci când scaunele așteaptă oamenii. Mă face să mă gândesc la ceea ce Domnul Iisus Hristos spune, v-am pregătit un loc și locurile vă așteaptă, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ce frumoasă această dorință a Domnului Iisus Hristos în care El nu vrea să fie despărțit de poporul Său. Chiar dacă ne despart an lumină, un univers întreg, galaxii, Mântuitorul spune, dorul meu e mai mare decât toate acestea. Veți fi împreună cu mine. Trăim zile de o semnificație deosebită, de o tipologie deosebită. Mă gândesc foarte serios la asta. Adică, oare așa să fie? Așa cum ne e dor nouă de momentele astea când biserica era plină de viață, când stăteam împreună, când ne rugam împreună, când cântam împreună, când ne dădeam mâna împreună, când ne îmbrățișam, când simțeam că suntem un corp comun al lui Iisus Hristos, când El ne vorbea și ne vorbea în așa fel încât noi să ascultăm toate lucrurile astea, amintiri atât de frumoase, care au o singură semnificație. Ele sunt prototipul dorului lui Iisus Hristos pentru ca să fim acasă. Cât de mult Domnul Iisus Hristos își dorește lucrul acesta, este fantastic. Am stat deseori să mă gândesc ce a simțit Domnul Iisus Hristos la nunta din Cana. Când a văzut mirele venind, când a văzut mireasa venind, când știa că El e mirele, când știa că poporul acesta este mireasă, când în fiecare gest pe care l-a văzut acolo, s-a văzut pe sine. Noi trăim astăzi zile în care, fără să știm, devenim o parte din marele act care amintește dorul lui Dumnezeu după noi și pentru noi. Frații mei, primiți de aici, de la această sală goală, salutări. Nu din partea sălii, ci din partea unui vis pe care Dumnezeu l-are în legătură cu noi. Visul acela de a fi la oaltă, visul acela de a fi strânși și de a rămâne împreună pentru veșnicie. Este o luptă între adunările sfinte ale lui Dumnezeu atunci când trâmbița suna și când toți se adunau la sunetul trâmbiței și între prototipul acela în care cel rău intervine și strică această orânduială. Vă duceți aminte de strigătul acela care spunea la corturile tale Izraele? Strigătul dezbinării. Trăim, repet pentru a treia oară, trăim această chemare a lui Dumnezeu la a fi împreună sau la a înțelege ce înseamnă să fii poporul lui Iisus Hristos, să fii trupul Lui, să fii mâna Lui, să fii piciorul Lui, să fii ochiul Lui. Într-o lume care are nevoie să fie salvată. Acesta este salutul din seara aceasta. Acesta este dorul pe care vreau să-l pun în sufletele dumneavoastră. Dorul după o asemenea revedere și aici și dincolo în Împărăția Cerurilor. În seara asta vă invit să facem din Cuvântul lui Dumnezeu o provocare studiind despre Ioan Botezătorul. Sabatul acesta, aș dori să avem două personalități care să ne conducă în studiu. Ioan Botezătorul pe de-o parte, iar în întâlnirea noastră viitoare, Caleb. Da, ne întoarcem la momentul acesta lui Ioan Botezătorul, aflat undeva între două testamente. Testamentul vechi
se termină cu această promisiune din Maleahi. Dumnezeu va trimite încă o dată pe profetul Ilie. Zice capitolul 4 cu 5: înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, voi trimite pe prorocul Ilie. Apoi, în Matei, capitolul 11, în Evanghelia după Matei, găsim aici următoarele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. 11 cu 14, și dacă vreți să înțelegeți, El, adică Ioan Botezătorul, este Ilie care trebuia să vină. Și atât pe Ioan Botezătorul, care își ocupă locul său profetic între două testamente. Un testament vechi care se terminase cu făgăduința voi trimite pe Ilie și un testament nou care începe cu ideea Ilie a venit. Astfel că Ioan Botezătorul este veriga de legătură între două realități. Și pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește în Maleahi spunând voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată, cei ce au înțeles bine această făgăduință au vorbit de un al treilea Ilie. Și anume au spus, dacă Ilie a venit înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, i-a pregătit calea, cred că trebuie să rectific aici. Dacă Ilie a venit înainte de începerea misiunii Domnului Iisus Hristos, dacă i-a pregătit calea, înseamnă că Ilie mai are de făcut încă o treabă. Și anume, înainte de a veni ziua înfricoșată a revenirii pe norii cerului, Ilie mai trebuie să mai pregătească o dată calea Domnului. Și atunci, între Ilie, cel de-al doilea Ilie, adică Ioan Botezătorul, și cel de-al treilea Ilie, adică noi, sunt legături foarte puternice. Cumva, printr-un gest aproape inexplicabil, Dumnezeu a oprit alergarea lumii acesteia, astfel încât de peste o lună de zile, mai mult de o lună jumătate, instituțiile lumii acesteia stau și se pregătesc pentru ca să știe ce vor face când se va da drumul din nou la viața normală. Ei se pregătesc ca să iasă pe piață cu o nouă față, cu o nouă realitate, cu o nouă provocare. Dumnezeu spune că întotdeauna, înainte de marile evenimente mesianice, Domnul o provocare cu o nouă realitate, în așa fel încât să provoace lumea întreagă printr-o lansare profetică fără precedent. Ioan Botezătorul a fost acela care a oferit națiunii, poporul națiunii lui Israel și lumii întregi o nouă realitate. Le-a vorbit despre faptul că s-a apropiat împărăția cerurilor de pământul acesta și în acțiune el se așează pe sine ca fiind cel ce explică această nouă realitate. Și toată lumea încearcă să vadă cum e când se apropie împărăția lui Dumnezeu de lumea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune că în apropierea revenirii Domnului Iisus Hristos, aproape de ziua cea înfricoșată și mare, din nou va trebui să se reașeze puțin gândurile, concepțiile, viziunea lumii acestea va trebui să fie reorientată. O nouă față a evenimentelor va trebui să apară la orizont.
Și această față a evenimentelor va trebui să apară la orizont dinspre Iisus Hristos. Pentru că în același timp există o altă față a evenimentelor pe care cartea Apocalipsei o arată ca fiind fața fiarei sau a animalului sălbatic gata de a sfâșia istoria și lumea noastră. Și pentru ca nu toată lumea să privească această imagine deprimantă a unei fiare care este gata să calce totul în picioare, trebuie să existe o altă imagine care să poată să ridice mintea, nădejdea, speranța și credința acelor oameni care vor să fie ridicați, să o ridice spre Dumnezeu. Iar cei ce vor crea imaginea aceasta nouă, diferită de a fiarei, foarte asemănătoare cu cerul, cei ce vor spune împărăția cerurilor a năvălit peste noi, cei ce vor spune lucrul acesta, vor face o lucrare asemănătoare cu Ilie, vor face o lucrare asemănătoare cu Ioan Botezătorul, vor face o lucrare unică în vremea sfârșitului pe care Dumnezeu o prezintă în Apocalips, capitolul 14, și o simbolizează prin îngeri care merg prin mijlocul cerului. Cine sunt ăștia? Cine sunt aceștia? Și din cauza asta m-am gândit să ne oprim puțin asupra noii realități pe care noi ar trebui să o înțelegem și să o pregătim pentru ca să o prezentăm acum, când toată lumea se pregătește pentru ceva nou. Când toată lumea pregătește noul, care e noul Bisericii lui Iisus Hristos? Noul poporului lui Dumnezeu. Aș vrea să urmăriți cu mine legătura strânsă dintre Spiritul Domnului Iisus Hristos și Ioan Botezător. Matei, capitolul 12, este una dintre cele mai triste ale Domnului Iisus. Versetul 22 ne spune că i-au adus la Domnul Iisus Hristos un îndrăcit orb și mut. Deci, nu vedea, nu vorbea și era posedat de demoni. Nu știu dacă poate să fie ceva mai fără șansă decât omul ăsta. Domnul Iisus Hristos l-a tăzuit. Așa că mutul vorbea și vedea. În momentul acela s-a născut în mintea noroadelor întrebarea: nu este cumva acesta Mesia, adică fiul lui David? Se deschidea sufletul oamenilor către împărăția lui Dumnezeu. Și când fariseii, adică conducătorii religioși, au văzut cum se deschid sufletele oamenilor ca niște flori către împărăție, au zis: omul acesta nici pe departe n-aduce împărăția lui Dumnezeu, ci omul acesta vindecă cu Beelzebul, adică cu domnul demonilor, făcându-l pe Domnul Iisus Hristos demonizat. De asta am zis că a fost o zi întunecată, o zi dureroasă. Pe lângă bucuria aceea când a văzut cum semințele se deschid și este șansă, pe atât a fost de tristă această calomnie. În timp ce Domnul Iisus Hristos vorbește despre situația aceasta, ajunge la versetul 33 și spune: ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Vreau să vă întreb, de unde a luat Domnul Iisus Hristos imaginea pomului? Rău și bun.
Vreau să vă invit să citiți, așa ca și paralelă, să citiți împreună cu mine propovăduirea lui Ioan Botezătorul din Luca 3, la capitolul 9 se spune: securea și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. Imaginea aceasta rămâne ca o temă permanentă în predicarea lui Iisus Hristos. El continuă cu această tematică a lui Ioan Botezătorul. Versetul ulterior, 34, versetul următor: pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. De unde vine ideea de pui de năpârci? Și Luca 3 cu 7 ne spune: Ioan zicea noroadelor care veneau să fie botezate de el: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și din nou expresia lui Ioan Botezătorul se regăsesc în gândirea, în apelul Domnului Iisus Hristos. Am vrut doar să observați această legătură intimă între Ioan Botezătorul și gândirea Domnului Iisus Hristos. Vreau să vă mai aduc aminte de asemenea că Irod, în momentul când i s-a povestit despre Domnul Iisus Hristos, a crezut că este Ioan Botezătorul, înviat din morți. El tocmai îl omorâse pe Ioan Botezătorul și când a înțeles că mai este un proroc, a vrut să afle mai multe despre prorocul acesta, a înțeles că are alt nume, că îl numește Iisus Hristos, îl numesc oamenii Iisus Hristos, dar când a observat că seamănă atât de mult cu modul în care vorbea Ioan Botezătorul, se purta Ioan Botezătorul, și așa mai departe, a ajuns la concluzia că Domnul Iisus Hristos ar putea să fie Ioan Botezătorul înviat din morți. Lucrul acesta vorbește iarăși despre legătura și identitatea dintre Domnul Iisus Hristos și Ioan Botezător. Am la mine câteva gânduri din Mărturii pentru Comunitate, volumul 8, pagina 331-333. În timpul vieții sale în pustie, Ioan Botezătorul a fost învățat de Dumnezeu. A studiat descoperirile lui Dumnezeu în natură. Sub călăuzirea Duhului Sfânt a studiat sulurile profeților. Zi și noapte Hristos era studiul și meditația lui, până când mintea, inima și sufletul i s-au umplut de viziunea glorioasă a Domnului Iisus Hristos. Surprinzător, Ioan Botezătorul a avut viziunea glorioasă a Domnului Iisus Hristos înainte să se întâlnească cu El. Înainte să-L vadă fizic la Iordan, Ioan Botezătorul a înțeles caracterul, misiunea, felul de a fi a Domnului Iisus Hristos, gloria Lui. L-a privit pe împărat în frumusețea Lui. Și euul a fost pierdut din vedere. Mi-am pus întrebarea asta: oare când Ioan Botezătorul a hotărât că el trebuie să scadă și Domnul Iisus Hristos trebuie să crească? Când a hotărât? Și citind aceste gânduri, înțeleg că el își luase hotărârea asta cu mult timp înainte. Când a văzut frumusețea Domnului Iisus Hristos și gloria sa, Ioan Botezătorul a hotărât pentru sine și pentru toți cei care erau în jurul său că el va trebui să nu facă altceva decât să-i facă loc Domnului Iisus Hristos. Din cauza asta, el va predica orice vale va fi înălțată și orice deal va fi coborât.
pentru ca să facă drum sau cale acestei viziuni glorioase pe care el pentru poporul său o iubea, pentru biserica din vremea aceea. O iubea pentru cer. El a văzut maiestatea și sfințenia Domnului Iisus și a știut că este incapabil și nevrednic. El trebuia să declare solia lui Dumnezeu, să stea în puterea și neprihănirea lui. A fost gata să meargă ca mesager al cerului, neintimidat de omenesc, deoarece l-a privit pe cel divin. El a putut să stea fără frică în prezența monarhilor pământului, deoarece s-a plecat tremurând înaintea împăratului împăraților. Fără să se întâlnească prin Duhul Sfânt, puteți vedea ce legătură strânsă este între Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos? Ei sunt prieteni prin Duhul Sfânt. Ei nu sunt prieteni pentru că sunt rude, că sunt veri. Nu. Ei sunt prieteni datorită faptului că Ioan Botezătorul reușește să admire persoana Domnului Iisus. În veacul acesta, chiar înainte de a doua venire a Domnului Iisus Hristos pe norii cerului, trebuie să se facă din nou același fel de lucrare. De către cine? În timp ce stăm în carantină, este bine să ascultăm aceste cuvinte. Dumnezeu cheamă oameni care să pregătească un popor să stea în picioare în ziua cea mare a Domnului, ca popor care crede în arătarea lui Hristos. În curând, noi avem de dus o solie. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Cine trebuie să ducă solia? Noi. La cine? Nu ne doare faptul că nu putem să o ducem? Nu ne doare faptul că suntem în carantină în momentul ăsta? Care este cel mai mare dezavantaj al carantinei? Ne plictisim, nu mai putem să ne vedem pe cei iubiți ai noștri, suntem cât de cât separați unii de alții. Câți dintre noi a suferit datorită faptului că n-am putut să mai spunem pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israele? Câți dintre noi au suferit că n-am mai putut să facem această lucrare pe care Ioan Botezătorul a făcut-o? Câți dintre noi am zis, Ioan Botezătorul a fost legat de mâini și de picioare, nu mai poate să facă lucrare? Ce greu! Solia noastră trebuie să fie la fel de directă ca a lui Ioan. El a mustrat împărați pentru nelegiuirea lor. Cu toate că viața era în primejdie, el nu a ezitat să proclame cuvântul lui Dumnezeu. În timpul de față, lucrarea noastră trebuie făcută cu tot atâta credincioșie. E foarte greu ca în timpul și în perioada de comoditate în care suntem noi, acum când la biserică ne-am făcut scaune tapizate, culoare frumoasă, când cerem să fie un predicator care întotdeauna să aducă lucruri noi, noi transformându-ne într-un fel de atenieni care umblăm numai după lucruri proaspete și noi, care să ne solicite oarecum curiozitatea, să ne trezească adrenalina și așa mai departe. E foarte greu ca în condițiile acestea noi să mai avem viziunea aceasta. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israel. Citatul final zice așa: ca să dăm o solie ca aceea pe care a dat-o Ioan, trebuie să avem o experiență spirituală ca a lui. Aceeași lucrare trebuie făcută în noi. Trebuie să-L privim pe Dumnezeu și să ne pierdem pe noi din vedere. Cu alte cuvinte, acum ar trebui să hotărâm, să spunem pentru noi, El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez.
Întorcându-mă la Luca, al treilea capitol, versetul 1 îmi spune: în anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Albilenei, în zilele marilor preoți Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Repet citatul cu care am încheiat, și anume: ca să dăm o solie ca cea pe care a dat-o Ioan, trebuie să avem o experiență spirituală ca a lui. În ce constă această experiență spirituală ca a lui Ioan? Auziți, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit. Nimeni nu poate să fie trimis la o lucrare dacă nu are cu certitudine trimiterea divină în lucrarea respectivă. Cel puțin oamenii responsabili, cel puțin oamenii care se raportează la Dumnezeu. Sunt o mulțime dintre ceilalți care se duc după mintea lor, dar nu despre asta este vorba. Este vorba că Ioan Botezătorul a stat în pustie de la vârstă destul de fragedă până la aproape 30 de ani. Peste 10 ani de zile a stat acolo, studiind, căutându-L pe Dumnezeu și mai ales ascultând. Ascultând ziua când Dumnezeu îi va vorbi. Și ziua a venit. Este un moment istoric definit, clar, cu coordonate din vremea respectivă. Tiberiu Cezar, Pilat din Pont, Filip și așa mai departe. Arată, la vremea respectivă, s-a întâmplat ceva în viața lui Ioan. Ceea ce căutase de ani de zile s-a întâmplat. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit. Poporul lui Dumnezeu, eu și cu tine, trebuie să avem aceeași șansă. Binecuvântarea de a auzi vocea lui Dumnezeu vorbind cu subiect și predicat. Valentin, am ceva pentru tine. Vreau să spun locul pe care tu îl ai în mântuirea și în planul mântuirii mele. Uite, ăsta este locul tău. Datorită cuvântului lui Dumnezeu, Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Datorită cuvântului lui Dumnezeu, el a luat din cartea profetului Isaia și și-a aplicat la sine textele care spun: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului și neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal vor fi prefăcute în loc neted, vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Textul respectiv i-a vorbit pentru că Duhul Sfânt i-a vorbit prin cuvintele acestea. Noi nu citim cuvântul lui Dumnezeu degeaba, nu-l citim la întâmplare, nu. Noi citim cuvântul lui Dumnezeu pentru a vedea cum, în ce fel, cuvântul lui Dumnezeu îmi vorbește mie personal, pentru a ști unde mi este locul în această extraordinară clipă de istorie care pregătește încununarea lucrării lui Dumnezeu. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat cu Ioan Botezătorul, avem nevoie să urmărim puțin istoria vieții lui. Vreau să respun, am mai amintit-o și altă dată, Ioan Botezătorul n-a trăit decât pentru o clipă. A trăit pentru un moment. Și anume, momentul întâlnirii cu Iisus Hristos și momentul în care l-a făcut cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Am în față o cronologie după calendarul ebraic care spune că în anul 26, în luna iunie, Ioan Botezătorul își începe misiunea sa.
Deci, țineți minte, la 1 iunie, în anul 26, în anul 27, în luna februarie, are loc botezul Domnului Iisus Hristos. La câte luni distanță? Din iunie până în februarie. Iunie e luna a șasea, februarie este luna a doua. 6 luni plus 2, la 8 luni distanță. Bun. Botezul Domnului Iisus Hristos. În mai, în jur de 24 mai, Ioan va fi arestat. Din februarie până în mai, câte luni sunt? Februarie, martie, aprilie, mai. 4 luni. Practic, după ce s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, Ioan a mai stat în libertate 4 luni de zile, după care a fost arestat. Calculul acesta conduce la ideea că misiunea lui Ioan Botezătorul a fost de 357 de zile. Aproape un an. Nu toate calculele sunt de aceeași părere. Unii spun că totuși misiunea lui Ioan Botezătorul a fost chiar mai scurtă, numai de 6 luni. Aici spune că a fost de 51 de săptămâni. În octombrie, pe data de 6, Ioan Botezătorul a fost ucis. Deci a stat în închisoare din luna mai până în octombrie. Din nou, câte luni a stat în închisoare? Mai este luna 5-a, octombrie este luna 10-a. Deci încă 5 luni în închisoare. O viață de 30 de ani de pregătire pentru un an de lucrare. Practic, pentru un moment de întâlnire cu Iisus Hristos. Atât de multă lucrare pentru o clipă unică, pentru o ocazie unică pe care Dumnezeu a construit-o pentru Ioan Botezătorul, și anume momentul în care să se întâlnească cu Domnul Iisus Hristos. An de zile înainte s-a rugat pentru aceasta, a văzut gloria împăratului, i-a înțeles caracterul, i-a înțeles misiunea, a vrut să înțeleagă cât mai mult din strălucirea lui. A murit și Mântuitorul a preluat misiunea. Cu referire la lucrul acesta, Domnul Iisus Hristos spune că nimeni n-a avut o soartă atât de nedreaptă, în ghilimele, ca eu. Nu l-a înțeles mai bine pe Domnul Iisus Hristos ca Ioan Botezătorul. Niciunul n-a ajuns atât de aproape de sufletul Mântuitorului ca acest proroc. Ce învăț de aici? Se pare că Ioan Botezătorul a stat în carantină cel puțin 10 ani de zile. În pustie, singur, cu sulurile, studiind, căutându-L pe Mesia. Noi, evident, nu de bunăvoie, de nevoie, stăm singuri în casele noastre, cu sulurile pe masă și cu multe alte preocupări în mintea noastră. Aș vrea să vă rog un lucru, și anume, nu am putea să învățăm ceva de la Ioan Botezătorul. Și anume, n-am putea ca în perioada asta Dumnezeu, cum nu L-am căutat niciodată, n-am putea să facem cumva să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu în zilele acestea, astfel încât zi și noapte Hristos să ne fie studiul și meditația, până când mintea, inima și sufletul să ni se umple de o viziune glorioasă a Sa. Astfel încât atunci când se va termina
timpul acesta de carantină, să avem ce spune oamenilor, să avem ce dărui, și anume gloria lui Dumnezeu, gloria lui Iisus Hristos, viziunea aceasta pe care am primit-o, să o împărtășim cu alții. Este un privilegiu extraordinar al nostru, cei de-al treilea Ilie, să-l privim pe împărat în frumusețea lui, până când noi ne vom pierde pe noi înșine din vedere. Să vedem misiunea și sfințenia cerului, astfel încât să ne simțim total incapabili și nevrednici, astfel încât să cerem ajutor din partea lui Dumnezeu. El trebuia să declare căsătoria lui Dumnezeu, iertați-mă, el trebuia să declare solia lui Dumnezeu și să stea în puterea și în neprihănirea lui Dumnezeu. Nu este vremea oare să ne săturăm de puterea noastră atât de limitată și să cerem putere nelimitată și neprihănirea lui Iisus Hristos? Ioan Botezătorul. Ca să dăm o solie ca aceea pe care a dat-o Ioan, trebuie să avem o experiență spirituală ca a lui. Dragii mei, nu știu câtă istorie mai doriți dumneavoastră să curgă peste pământul acesta. Dar dacă cumva Dumnezeu are un plan pentru noi ca și pentru Ioan Botezătorul, atunci Dumnezeu va forma lucrurile cam așa. Curând va pregăti pentru noi o ocazie pe care o va oferi poporului lui Dumnezeu, pentru ca în ocazia aceasta să arate lumii întregi pe Iisus Hristos, misiunea Lui, binecuvântările pe care El le oferă. Pentru ocazia aceea, poporul, cel de-al treilea Ilie, trebuie să folosească toate clipele, toate zilele și nopțile dinainte, pentru ca să ajungă la o experiență spirituală de cunoaștere a Domnului Iisus Hristos, pentru ca să poată să-L prezinte lumii întregi, nu așa cum știu eu, nu așa cum cred eu, ci așa cum este El. Lumea n-are nevoie acum ca eu să-i vorbesc despre toate nenorocirile care vor să vină. Ei le vor trăi, le vor cunoaște. Lumea va avea nevoie să-L înțeleagă pe Iisus Hristos. Va avea nevoie de cineva care să strige peste tot pământul acesta: acesta este Dumnezeul nostru în care ne încredeam. În solia aceea de închinați-vă celui ce a făcut cerurile, marea, pământul și izvoarele apelor, oamenii trebuie să vadă un Dumnezeu pe care îl cunoaștem, pe care îl iubim, cu care am stat de vorbă, a cărui glorie am văzut-o și de care am rămas fascinați și legați mai departe. Ei trebuie să vadă în noi niște oameni care au stat și au învățat de la Iisus Hristos în clipele astea. Și atunci vom păși în față, avându-L pe El în noi, cu perspectiva deosebită a faptului că vom chema întreaga lume să-L iubească pe acest Mântuitor, pentru că El se întoarce. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Apoi, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Sunt acele lucruri, acele solii care ar trebui să cântărească greu în sufletul nostru în zilele acestea. În încheiere, vă invit să cultivăm această provocare în sufletul nostru. E vreme să-L cunoaștem pe Iisus.
E vreme să vorbim despre neprețuitul nostru prieten, despre extraordinarul nostru Dumnezeu, despre toată frumusețea cerului care a venit ca să ne răscumpere, pentru că astfel lumea se poate să înțeleagă că dealurile trebuie scoborâte, văile trebuie ridicate și drumul prin care năvălește împărăția cerurilor trebuie să fie străjuit și făcut de niște fecioare care îl iubesc pe Iisus Hristos. Vă urez ca dumneavoastră și cu mine să facem parte dintre acele fecioare care s-au așezat în stânga și în dreapta drumului și au arătat lumii întregi locul unde pot întâlni împărăția care vine la noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Tatăl nostru, în meditația din seara aceasta, de început de sabat, îți mulțumim că ne-ai chemat, Părinte, ca să ne oprim mintea și să te lăsăm pe tine să cobori toată gloria ta în ființa și în căutările noastre. Părinte, suntem un popor care trăiește datorită ție, care există prin tine și care are o singură misiune pentru care există și pentru care lucrează. Și anume, să conducă o lume întreagă la punctul de întâlnire cu tine. Ajută-ne, Tată, să ne îndeplinim misiunea. Și dacă în momentul acesta ne întrebăm ce va fi mai departe, ajută-ne să știm cu claritate că Tu aștepți de la noi solia pe care Ioan Botezătorul a avut-o. Și anume, împărăția cerurilor, azi, Doamne, în această zi de mai, este mai aproape de noi ca oricând. Ajută-ne să vorbim cu drag despre ea și ajută-ne să o grăbim să vină în noi și la toată lumea din jurul nostru. Așteptăm îndrumarea Duhului Tău cel Sfânt. Așteptăm înțelepciune din cuvântul Tău. Așteptăm puterea Ta pentru ca în nevrednicia noastră să poată lucra plinătatea puterii Tale. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.